No to jest. Salutare, salutare, americanul vă salută. M-am suit în înălțime. După cum vedeți, sunt într-un vârf la un brad aici. Deci acest brad are aproape 20 de metri înălțime. Și bineînțeles, priviți ce înălțime este de aici până jos. Este o înălțime de 20 de metri. Ia priviți. Dar problema, chiar dacă pici de aici de sus, sunt multe crengi. Trebuie să te oprești în altă creangă. Deci, ia uitați-vă cum se vede de aici de sus. Sunt mai înalt ca pădurea și bineînțeles mai este un brad aici, să vi-l arăt. Uitați-l acolo. Uitați-l. Se vede vârful la brad. Și bineînțeles, uitați-l și pe al doilea brad. Eu m-am suit în cel mai mare. Deci se vede foarte bine cum americanul escaladează și bineînțeles acum încerc să mă dau să mă cobor jos, pentru că trebuie să mergem jos și o să vă zic de ce m-am urcat sus acolo. Am văzut un cuib de barză. Deci până la urmă se pare că n-a fost barză și bineînțeles nu era absolut nimic. Dar uitați-vă la acest brad, câte crengi poate să aibă și bineînțeles nu poți să pici din el. Aici poți să te sui fără siguranță. Nu trebuie să ai absolut nimic la tine. Cum? Măi! Am mai găsit un copac șmecher. Fiți atenți. O să vă arăt. M-am suit la 20 de metri înălțime, măi, nebun. Uitați câte crengi poate să aibă acest copac. După cum vedeți, ia uitați. Deci, te uit, te urci cu o mână și te cobori cu o mână. Ia, fiți atenți. Deci, acum am dat jos. Gata. Am ajuns jos aici, fraților, și apoi să vă arăt cum americanul a escaladat acest copac. Fiți atenți. Am lăsat și gheață. Haideți să vă arăt americanul. Ia priviți copacul unde s-a urcat americanul. Deci, ia uitați-l acolo. Deci este copacul, până în vârful acolo sus. Deci, fără centură de siguranță, americanul a escaladat acești brazi. Fiți atenți. Soldat! Dă-te la o parte, americanul vede pădurea. Fiți atenți, fraților, m-am suit într-un copac, deci la înălțime mare. Ia uitați-vă aici, fraților. Peștii, dă-te la o parte. Da. Fântână arteziană.